Cred că România stă pe o comoară incredibilă care se cheamă diaspora și nu știe ce să facă cu ea. Și această comoară sunteți dumneavoastră aici în sală și toți cei care nu sunt în sală, din păcate, dar unii dintre ei ne ascultă pe Facebook sau știu și eu pe unde. O comoară inimaginabilă. Acești ani v-au schimbat și pe mine m-au schimbat și acești ani vă ajută să fiți în continuare într-o majoritate în România. În acea majoritate care are cele mai mari șanse. Am fost întrebat, dar cum ai rezistat tu 20 de ani în această țară? Și am răspuns cu sinceritate, chiar dacă mulți colaboratori de-ai mei s-au supărat. Și pe bună dreptate. Și am spus așa. Indiferent cât de proști am fost noi, tot am fost mai buni ca alții. Și credeți-mă că m-am întors în România, habar n-aveam de nimic, habar n-aveam de management, habar n-aveam să citesc un bilanț, habar nu aveam de legislație, habar n-aveam nimic. Dar aveam altă mentalitate. Și mi-a păsat. Și am acționat. Și cred că acest spirit antreprenorial care începe de la cuvântul lipsit în dexul românesc, păsător, noi suntem un popor de nepăsători. Dar unii sunt păsători. Și faptul că trăiești într-o altă țară te face să fii păsător de multe ori. Nu pe toți. Faptul că unii sunt păsători și acționează îi face să aibă succes. Să știți că nu, eu nu sunt cu nimic mai deștept ca niciunul de aici, din sală. Eu n-am furat, eu n-am privatizat nimic, eu n-am avut pe nimeni în spate, nici astăzi nu am. Eu nu fac politică, n-am făcut. Și am reușit în acea țară despre care toată lumea spune că este coruptă. Fără să dau șpăci. E adevărat, cu 16 ore de muncă pe zi, e adevărat cu sacrificii personale, familiale și așa mai departe, dar am reușit. Și astăzi îmi face plăcere. Mă scol dimineața cu plăcere în acea țară coruptă, care nu mai e așa de coruptă, și care mi oferă mie cele mai mari oportunități de care am putut visa vreodată. Asta este acea Românie pe care dacă diaspora ar huli-o mai puțin, ar avea și turiști mai mulți, ar veni în România, eu aduc cam 100.000 de turiști în România și pot să vă confirm că într-adevăr sunt cu gura căscată. Și închei spunându-vă că ultimul demers antreprenorial al meu are de-a face cu turismul și este o investiție în Delta Dunării, la Sfântul Gheorghe, în complexul Green Village, care este probabil cea mai frumoasă locație hotelieră din România, în cel mai frumos loc din România. Sfântul Gheorghe, acolo unde Dunărea îmbrățișează marea. Și toți străinii care vin acolo rămân cu gura căscată. Și fata mea care studiază în Germania, e născută în Germania și studiază în Germania turismul, a venit și a făcut practică și după 3 săptămâni n-a mai vrut să plece. Avem o țară extraordinară, avem o comoară care se cheamă diaspora și e momentul să le folosim. Asta depinde de fiecare dintre dumneavoastră și evident că nimeni nu e obligat să vină în România. Evident că nimeni nu e obligat să fie antreprenor. Și nimeni nu e obligat să se suie în tren. Numai că trenurile trec și succes au cei care se suie în tren. Și eu am venit aici să vă spun din toată inima că un tren important e în gară. Și e cazul să vă urcați în el. Dacă faceți parte dintre cei cu spirit antreprenorial. Și asta înseamnă să vă pese și să acționați. Dacă nu, vă asigur că viața este mai bună în alte țări, pentru că ți-o poți planifica exact pe următorii 20-30 de ani. Eu dacă rămâneam în Germania, știam exact când ies la pensie, din ce zi și în ce minut, cu ce pensie voi ieși și puteam să planific absolut orice. Dar atât de tare mă plictiseam, cum n-aveți idee. Atât de tare era boring. În România, deloc. Fiecare dimineață mă trezesc cu plăcere. Uitați că câteodată și foarte rar port ceas,
De obicei nu, pentru că nu mă uit la ceas, îmi face plăcere ceea ce fac și, și zilele trec, din păcate trec prea repede, nu știu dacă aveți același sentiment că timpul trece din ce în ce mai repede, probabil că înaintând în vârstă ai acest sentiment. România, nu, nu e, n-are de face cu vârsta? Nu? Matematic. Numai la mine. Închei spunându-vă că nu suntem plătiți de nimeni să venim aici, că nu suntem ai nimănui, că nu oferim bani, că nu oferim nimic, că nu așteptăm proiecte și am venit cu un singur scop. Să vă spunem că e loc și spațiu în România și sunt oportunități și avem nevoie de oameni ca lumea ca să facă ceea ce trebuie să facem într-o țară minunată și dacă vă întoarceți, sunteți bineveniți.